Zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi. De Sfântul Nicolae și-au sărbătorit onomastica peste 800.000 de români, dintre care 510.000 bărbați și peste 280.000 de femei. Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai creștinismului, este un personaj real din istoria bisericii, devenit peste timp simbol al bunătății sufletului, fiind numit chip al blândeților, mai ales pentru că a îmbinat smerenia cu dărnicia. Numele său, de origine grecească, este format din două cuvinte. Nike, Victorie și Laos popor, putându-se tălmăci prin obșteasca biruință. El e cunoscut ca un chip al blândețelor și al bunătăților. Este recunoscut în fiecare familie ca unul care aduce daruri pentru copii. Aduce daruri pentru copiii cei cu minți, dar îi mai și mustră pe cei care nu sunt cu minți.